Salut, ce mai faceți, prieteni? Acum aș vrea să vorbesc cu voi toți, pentru că am niște probleme foarte mari. Nu știu ce să fac. Într-adevăr, o să vorbesc în limba în care pot să vorbesc bine, limba română. Prieteni din România, sper că voi puteți să mă ajutați, pentru că am niște probleme. Sunt un vlogger începător. Abia am început să fac videoclipuri pentru acest canal, dar din păcate nu știu dacă știți sau nu știți, nu se poate face vizualizări pe YouTube astăzi. E foarte greu. Algoritmul s-a schimbat, cum mulți știu, și asta a cauzat probleme multe pentru youtuberi care vreau să facă video. Vreau să fiu niște youtuberi cunoscuți, dar nu se poate pentru că algoritmul e foarte așa, alege numai anumite canaluri care pot crească, dar noi toți, din păcate, trenul nostru cam deja s-a dus. Dar de ce fac eu acest videoclip? Pentru că vreau să vă cer ajutor. Nu contează ce algoritm există. Nu mai contează că noi, ca oameni, putem ajuta unul pe altul și putem să creștem împreună. Din acest motiv vreau să vă adresez, prieteni dragi, prieteni și prietene, cu o cerință să mă ajutați, să mă susțineți pe YouTube, să abonați la canalul meu, puneți like-uri, comentarii și, bineînțeles, să urmăriți videoclipurile mele care fac. Nu știu încă ce videoclipuri pot să fac, dar se întâmplă, nu știu. Adică poate eu pot să fac videoclipuri de gaming, poate pot să fac videoclipuri de DIY, nu știu. Adică asta e o întrebare la care încă nu am răspunsul. Dar pentru voi nu costă nimic, să știți, adică nu mai puneți like-uri, abonați-vă și urmăriți videoclipurile mele și lăsați comentarii și asta va fi cam destul de bine pentru a mă ajuta să cresc canalul meu. Și eu vă promit că dacă eu pot să fac ceva pentru voi, nu știu ce este, eu sunt deschis. Putem să facem colaborare, putem să promovăm unul pe altul și așa ceva. Adică sunt foarte multe opțiuni care putem folosi dacă vrem să ajutăm unul pe altul. Numai așa putem învinge. În alt mod, nu știu. În alt mod nu va fi bine pentru nimeni. Așa că vă rog frumos, ajutați-mă și o să fac videoclipuri în continuare, dar nu știu despre ce, adică să vedem. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem în alte videoclipuri.